Seară de coșmar pentru ministrul culturii. Daniel Barbu a fost încolțit de manifestanții care cer oprirea proiectului Roșia Montană într-un club din capitală. L-au acuzat că a primit bani pentru avizarea proiectului și i-au dat pungi cu monede și bancnote false care aveau chipul său pe ele. Procesul popular a continuat în stradă, unde manifestanții au oprit mașina ministrului și au spart luneta. Daniel Barbu spune că nu va depune plângere, însă doi tineri au fost duși la audieri. Aveau material de propagandă, un fel de bani falși, așa, cu portretul meu pe ei. S-a aruncat exact cum fac la petrecere. O dezbatere într-un club din capitală la care ministrul culturii a fost invitat să vorbească s-a transformat în proces. Inculpat Daniel Barbu, judecătorii, zeci de protestatari, verdictul a venit imediat. Au început să strige lozincile tipice ale pieței, salvați Roșia Montană, sunt corupt. Apoi protestatarii au scos pungi cu monede și bancnote imprimate cu chipul ministrului Daniel Barbu, pe care i le-au aruncat în față. Am dorit un dialog cu dânsul, care mi-a fost refuzat. Nu deschideți un dialog cu cineva prin a începe să-l calomniați, după care spuneți, haide să stăm de vorbă. Revolta s-a mutat apoi în stradă. Au început să lovească în mașină cu sticle de plastic, dar și cu pietre. S-au urcat pe mașină, au început să o zguduie, parcă ar fi vrut să o răstoarne. Luneta mașinii lovită cu pietre a cedat în momentul în care ministrul a închis ușa. Refuzând orice formă de dialog, oamenii de acolo s-au indignat la ieșirea dânsului din încintă și nu au mai vrut să-l lase să plece, cerând în continuare un dialog cu dânsul. Doar jandarmii au reușit să-i potolească pe manifestanți. Câțiva dintre ei au ajuns la secția de poliție. Nu eram acolo să mi-a fost foarte bună. Și pentru păzire, de ce te-au adus la secția de poliție? Pentru să mă ofer o căsărătă. Sunt persoane care au lovit mașina, într-adevăr, dar nu să o distrugă. Nu știu ce s-a întâmplat cu luneta din spate. Nu eram în spate acolo. Dar poate fi orice instigator. Nu păreau nici spontani, nici mânați așa de un impuls de conștiință, ci oameni care își pregătiseră cu atenție fiecare fază. Mașina lovită a ajuns în curtea ministerului. Pentru că Daniel Barbu nu vrea să facă plângere, costurile reparației vor fi suportate de minister.